Am văzut în, în, sesiunea trecută, mai așa, da? Bine așa? Am văzut în, în sesiunea trecută faptul că în, alegerea suverană a Lui Dumnezeu și predestinarea aleșilor să-i spre mântuire nu este o a, doctrină, o filozofie umană care este băgată în mod forțat în scriptură și este o realitate scripturală pe care trebuie să o înțelegem într-un mod biblic. Uh, și -o dar alegerea suverană a al Lui Dumnezeu în vederea mântuirii aleșilor să este o doctrină biblică, doar că în fața unei astfel de doctrine deja am văzut faptul că în mod uh, natural se, se nasc anumite obiecții, se nasc anumite întrebări, pentru că într-adevăr pentru firea păcătoasă, așa cum spuneam și în sesiunea trecută, este înjositor. Este. Te smerește foarte mult să-ți dai seama că chiar ești la mâna lui Dumnezeu. În toate aspectele care țin de mântuire. Și am, am văzut deja faptul că doctrina alegerii suverane, în, în, în niciun mod, nu înseamnă faptul că Dumnezeu a privit înainte de temerea lumii, pe culoarul istoriei, să vadă acel ceva în noi, acea scânteie morală, acea domică dorință după el și în baza ceea ce a descoperit în noi și în baza răspunsului pe care l-ar fi văzut în noi, în acea bază ne-ar fi ales sau acela ar fi fost criteriu. Și asta am, am văzut că nu, teoria asta nu, nu stă în picioare atunci când ești uh, onest cu învățătura Sfintei Scripturi. De asemenea, o a doua obiecție majoră care se ridică atunci când se vorbește, când se citesc textele care prezintă doctrina alegerii suverane, este aceea că alegerea suverană a lui Dumnezeu ar fi uh, fatalistă. Cu alte cuvinte, cei care se ridică împotriva doctrinei alegerii suverane afirmă că predestinarea la mântuire este o formă de fatalism. Ce înseamnă asta? De vreme ce Dumnezeu, spun ei, a făcut deja alegerile, înseamnă că alegerile și deciziile umane nu mai au niciun fel de importanță. Prin fatalism se înțelege faptul că nu mai contează nimic din ceea ce noi facem, de vreme ce lucrurile se vor întâmpla așa cum au fost deja hotărâte până la urmă. De asemenea, oponenții doctrinei alegerii afirmă că dacă alegerea lui Dumnezeu ar fi una suverană, așa cum uh, o prezintă Scriptura, de fapt, și așa cum noi credem, uh, asta ar însemna că oamenii nu ar fi decât niște roboței uh, sub uh, da, marele păpușar Dumnezeu uh, da, și oamenii ăștia sunt mișcați de ațele păpușarului și ei nu pot să facă ceea ce... Ar vrea să facă, sunt mai degrabă un fel de mașinuțe rotite la cheie, care, asta este, se comportă exact ca niște, ca niște roboți. În acest fel, aceștia ajung să afirme faptul că suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire ar elimina responsabilitatea umană. Și așa, omul nu are ce face. Și asta, însă, este doar o distorsionare a modului în care ne prezintă Scripturile adevărul alegerii suverane a Lui Dumnezeu. Atunci când Scriptura vorbește despre uh, modul în care Dumnezeu își alege poporul, Scriptura este foarte clară faptul că Dumnezeu alege într-un mod personal, aflându-se într-o relație personală cu oamenii pe care îi alege. Se află într-o relație personală cu niște ființe personale, nu le alege într-un mod impersonal, robotizat, a, Dumnezeu bagă așa mâna și care cade, cade, care nu cade, nu cade, nu-l interesează despre cine e vorba acolo, nu. Atunci când Dumnezeu face planul și atunci când își hotărăște poporul înainte de întemerea lumii, Dumnezeu o face într-un mod care manifestă dragoste mântuitoare, dragoste personală față de aleșii săi. De asta Apostolul Pavel spune pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte și hotărât, sensul în care, înainte de întemerea lumii Dumnezeu, i-a iubit pe aleșii săi într-un mod mântuitor. De asemenea, atunci când Scriptura vorbește despre chemarea Evangheliei, atunci când Evanghelia este predicată oamenilor, ea întotdeauna este adresată unor persoane reale, mesajul Evangheliei. Întotdeauna este predicat unor persoane reale care sunt chemați să facă decizii reale, decizii conștiente, să, rămân, să răspundă într-un mod personal chemării Evangheliei pe care o aud. Alegerea de a îmbrățișa Evanghelia, de asemenea alegerea de a respinge Evanghelia, este o alegere cât se poate de reală și conștientă. Întrucât consecințele alegerilor oamenilor sunt cât se poate de reale. Când apostolii predică, când Domnul Iisus Hristos predică Evanghelia, chemarea la pocăință este o chemare autentică. Este o chemare reală. Spune Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 11, versetul 28, veniți la mine, toți cei trudeci împovărați, și eu vă voi da o dignă. Matei, capitolul 23, de la versetul 37, spune Domnul Iisus Hristos, Ierusalime, Ierusalime, care eu mor pe profeți și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să-ți adun copiii așa cum își adună cloșca puii sub aripi, dar n-ați vrut. N-ați vrut. Fapte, capitolul 2, de la versetul 36. Să știe bine, deci toată casa lui Israel, că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Și de data aceasta vedem niște oameni care îmbrățișează Evanghelia într-un mod real. Și răspund într-un mod real. Când au auzit ei aceste lucruri, i-au rămas străpunși în inimă și i-au întrebat pe Petru și pe ceilalți apostoli, fraților, ce să facem? Petru le-a răspuns, pocăiți-vă. Și fiecare dintre voi să fie botezată în numele Lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Pe de altă parte, atunci când Evanghelia este predicată, vedem contexte în care, într-un mod conștient și voit, oamenii se împotrivesc mesajului Evangheliei. Fapte, capitolul 7, de la versetul 51. Când predică Ștefan, le spune celor împotrivitori, oameni încăpățânați, cu inima și urechile necircumcise. Voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Așa cum au făcut strămoșii voștri, așa faceți și voi. Dar atât alegerea unora de a se pocăi, de a se întoarce la Dumnezeu, cât și alegerea altora de a respinge în mod continuu chemarea Duhului Sfânt și chemarea Evangheliei este o alegere reală pe care oamenii ăștia o fac. Nu este o alegere robotizată, o alegere de care ei nu sunt conștienți, doar da în funcție de cum trage pușarul sforile astea se întâmplă, împotriva voinței oamenilor, nu. Apostolii au fost conștienți de faptul că oamenii nu se pot întoarce la Dumnezeu. Oamenii nu au cum să se întoarcă la Dumnezeu decât prin predicarea Evangheliei. Destinul veșnic al oamenilor depinde de modul în care oamenii vor răspunde mesajului Evangheliei. De asta, când apostolul Pavel este trimis să uh, predice, uh, Dumnezeu îi cere să mai rămână în Corint, puțin mai mult, pentru că spune Dumnezeu că avea în acea cetate încă mult norod de adus la Domnul. Dar Pavel nu s-a ridicat și a spus, Păi, de vreme ce. Dumnezeu și așa a ales în mod suveran, de vreme ce Dumnezeu deja a făcut alegerile, că mă duc eu acolo, că nu mă duc acolo, oamenii ăștia, dacă se alege, se vor întoarce ei la Domnul. Din potrivă, tocmai siguranța faptului că Dumnezeu avea norod în acea cetate, era focul din spatele predicării apostolului Pavel. Dumnezeu însuși spune că avea un norod un număr de oameni care trebuiau să se întoarcă la Domnul în acea cetate. Și asta îi dă curaj lui Pavel să meargă să predea și Evanghelia pentru că știa că din acea cetate se vor întoarce oameni la Domnul. Fapte, capitolul 18, de la versetul 9, noaptea, Domnul i-a vorbit lui Pavel într-o viziune, nu te teme ce vorbește și nu tăcea, că și eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău, vorbește fiindcă am mult popor în această cetate. Prin urmare, Pavel a stat acolo un an și jumătate și a învățat cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, întrebarea nu este dacă alegerile oamenilor sunt reale sau nu sunt reale. Întrebarea reală este următoarea: ce anume îi face pe unii să răspundă pozitiv mesajului Evangheliei? Să îmbrățișeze Evanghelia, să se întoarcă la Dumnezeu? Și ce anume îi face pe ceilalți să respingă Evanghelia, să-L respingă pe Dumnezeu și să moară în felul acesta. Dacă te împotrivești Duhului Sfânt respingând mesajul Evangheliei, ești 100% responsabil față de acțiunile și faptele tale. Tu nu faci ceva ce nu vrei să faci. Tu nu faci ceva ce... Un lucru de care nu ești conștient. Tu, prin propria ta alegere, te, te împotrivești mesajului Evangheliei. Nu Dumnezeu te trage la cheie astfel încât să te împingă înspre a respinge mesajul Evangheliei. Tu însuți, din propria ta voință, alegi într-un mod conștient, într-un mod voit să respingi Evanghelia și ești judecat. Ești condamnat în conformitate cu acțiunile tale, în conformitate cu alegerile reale pe care tu le-ai făcut. Tot la fel, dacă ai venit la Hristos cu pocăință și credință, dacă ai răspuns prin convertire, întorcând spatele păcatului și întorcându-te la Domnul Isus Hristos, încrezându-te în El, tu nu ai făcut lucrul acesta într-un mod robotic, într-un mod programat, într-un mod de care n-ai fost conștient, într-un mod, da, cineva trăgea de tine și tu, ca o păpușă, așa te-ai duci și l-ai pe Hristos. Nu. Tu ai ales să-L urmezi pe Dumnezeu din propria ta voință, fiind conștient de ceea ce faci și dorindu-ți să faci ceea ce faci, dorindu-ți pocăința, dorindu-ți credința, întrebarea este de ce ai ales? De ce ai oferit un astfel de răspuns spre deosebire de ceilalți? E bine, răspunsul Scripturii este acela că faci o astfel de alegere pentru că Dumnezeu te-a ales pe tine mai întâi și pentru că Dumnezeu te-a ales și te-a inclus în planul Lui, Dumnezeu care este suveran asupra vieții. El lucrează în interiorul tău cu putere regeneratoare o nouă viață spirituală. Îți dă o inimă nouă, de carne, o inimă care să audă vocea Lui, o inimă care să înțeleagă și să-și dorească voia Lui Dumnezeu, suflă putere regeneratoare și, și viață spirituală peste ființa ta, oferindu-ți o inimă care de data aceasta, într-un mod voit, într-un mod conștient, își dorește mai mult decât orice altceva prezența lui Dumnezeu și împlinirea voiei lui Dumnezeu. Suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea umană nu se exclud reciproc în niciunul dintre cazuri. Ele coexistă, ele lucrează împreună, ele vin la pachet. Și în mod clar aici înaintăm spre cea mai înverșunată obiecție care este adusă doctrinei alegerii. Și această obiecție este următoarea. Dumnezeu este atunci nedrept, alegându-i doar pe unii. Bun, înțeleg că cu toții suntem morți în greșelile și păcatele noastre, înțeleg că suntem responsabili de faptele noastre, înțeleg că Dumnezeu dă unora această putere regeneratoare ca să poată să se întoarcă la Dumnezeu, dar asta înseamnă că Dumnezeu este nedrept. Deși a ales doar pe unii și pe alții nu i ales în același fel. Și adevărat că la prima vedere sună destul de convingătoare o astfel de obiecție. O astfel de întrebare. De obicei când este adusă, ea este uh, adusă cu un spirit din ăsta bat jocuritor de către oponenții acestei doctrine și fac lucrul acesta băgând concepte străine, băgând vorbe în, în versetele Scripturii, băgând idei în Scriptură care nu se nasc din Sfânta Scriptură. Încep oamenii aceștia să vorbească despre Dumnezeu și despre caracterul lui Dumnezeu într-un mod în care Scriptura nu vorbește niciodată. Cu întrebări de genul acesta, da, care apelează la emoții, îți poți tu imagina că un Dumnezeu care este plin de dragoste poate să fie atât de nedrept, poate să fie atât de crud, încât din masa asta de oameni care strigă după ajutor, care au nevoie de ajutor. Dumnezeu ia doar pe unii. Poți tu să-ți închipui că Dumnezeu nu are, Dumnezeu nu are cum să facă treaba asta. Și de acolo se pleacă în tot felul de teorii, de interpretare, care nu sunt din Sfânta Scriptură. Și în primul rând, amintiți-vă de prima noastră sesiune în care am văzut starea omului naturală, starea omului depravat în păcat, Că Dumnezeu nu-i alege pe unii dintr-o masă de oameni care săracii strigă după Dumnezeu, ajută-mă, scapă-mă, salvează-mă și din masa aia de oameni Dumnezeu ia pe unii, nu. Realitatea Scripturii este că masa de oameni căzută în păcat din firea lor sunt vrăjmași față de Dumnezeu, îl urăsc pe Dumnezeu. Când Dumnezeu vine, oamenii îi leau și îl omoară pe Dumnezeu. Așa cum au făcut cu Iisus Hristos. Interesant este că atunci când Apostolul Pavel vorbește despre doctrina alegerii suverane a lui Dumnezeu, în Roman, capitolul 9, el anticipează răspunsul natural al firii păcătoase care nu suportă o astfel de doctrină. Nu suportă firea păcătoasă o doctrină care îl înalță atât de mult pe Dumnezeu și smerește atât de mult omul. Așa că Pavel continuă de la versetul 13 în Roman 9, așa cum este scris, pe Iacov l-am iubit, dar pe Esau l-am urât, și Pavel anticipează întrebările care se nasc în, în inima omului. Deci ce vom spune? Este nedrept Dumnezeu? Și Pavel spune, nici de cum. Pentru că lui Moise a spus, eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Deci nu este ceva care ține de cel ce dorește sau de cel ce se străduiește, ci ține de Dumnezeu care arată îndurare. Bine, dragilor, în continuare vom trece puțin prin câteva lucruri foarte importante prin care vom răscumpăra conceptul acesta biblic despre dreptatea lui Dumnezeu, despre alegerea suverană și despre dreptatea lui Dumnezeu în alegerea suverană pe care o facem în vederea mântuirii și vom încerca să evidențiem modul eronat, modul greșit în care este ridicată această obiecție de către oponenți. Nu, nu, Dumnezeu este nedrept, Dumnezeu nu are cum să facă treaba asta. Vom vedea modul distorsionat în care oamenii aceștia nu reușesc să înțeleagă în mod biblic cum funcționează atributele lui Dumnezeu și încep să facă un fel de talmeș-balmeș care nu mai respectă principiile de interpretare ale Scripturii. Înainte de toate, vă invit să trecem împreună prin posibilitățile care există în mântuire, astfel încât să limităm numărul acestor posibilități cu scopul de a ne fi cât mai ușor să înaintăm spre niște concluzii. Și primul lucru pe care trebuie să-l stabilim este dacă Dumnezeu este suveran. În toate aspectele vieții. Este Dumnezeu un Dumnezeu suveran? Este Dumnezeu suveran peste creația lui? Este Dumnezeu suveran da, peste viața noastră? Da, Dumnezeu este un Dumnezeu suveran. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu este suveran și peste lucrarea de mântuire. E așa? Dumnezeu este absolut suveran, în mod suprem. Ce înseamnă asta? Iată care sunt implicațiile suveranității lui Dumnezeu în mântuire și aici puteți chiar să, să vă notați. Dacă Dumnezeu este suveran în lucrarea de mântuire, Dumnezeu avea tot dreptul să decidă să nu ofere mântuire niciunui om din lumea căzută și răzvrătită în păcat. Dar eu o primă posibilitate. Ar fi putut Dumnezeu să nu ofere mântuire niciunea dintre noi? Ar fi avut Dumnezeu dreptul să trimită în întreaga umanitate sub pedeapsa și condamnarea sa veșnică? Care este plata păcatului? Plata păcatului este Moartea, plata păcatului este despărțirea veșnică de Dumnezeu. De vreme ce toți oamenii au păcătuit, de vreme ce toți oamenii din umanitate sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dumnezeu ar fi fost 100% drept în decizia lui de a-i trimite pe toți oamenii în iad ca manifestarea dreptății sale, ca manifestare a integrității sale morale. Dumnezeu nu are cum să acționeze lipsit de dreptate. Este Dumnezeu dragoste și milă? Da, Dumnezeu este dragoste și milă. Dar dragostea lui Dumnezeu nu anulează dreptatea lui Dumnezeu. Și spre o deosebire de mila și harul lui Dumnezeu care sunt opționale, Dumnezeu nu este dator să ofere îndurare. Nimic nu îl obligă pe Dumnezeu să arate milă decât dacă el vrea să arate milă. În schimb, dreptatea lui Dumnezeu este obligatorie în toate circunstanțele vieții. Dacă ai greșit, Dumnezeu este dator să te pedepsească. Dumnezeu este obligat să pedepsească păcatul, dar Dumnezeu nu este obligat să ofere îndurare. Mila este un act benevol. Din acest motiv, Dumnezeu ar fi putut foarte bine, fără să fie niciun fel nedrept, să ne trimită pe toți în iad. Și e foarte important dacă la întrebarea asta răspundeți cu da sau nu. Pentru că dacă răspundeți cu da, da, Dumnezeu ar fi putut să ne trimită pe toți în iad, răspunsul ăsta are implicații în toate celelalte aspecte ale mântuirii și ale doctrinei alegerii. A doua posibilitate. Dumnezeu ar fi putut interveni să ofere tuturor, dacă este suveran, într-un mod eficient. Mântuirea, lucrând în inimile păcătoșilor, mântuire. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu este suveran peste mântuire, Dumnezeu ar fi putut să regenereze inima fiecărui păcătos care se naște vreodată pe acest pământ. Și să-l mântuiască într-un mod eficient. Da, Dumnezeu ar fi putut să facă asta. Totuși, nu a făcut-o. De unde știm că nu a făcut lucrul acesta? Pentru că sunt oameni care mor și se duc în păcat. Pentru că sunt oameni care mor. Și se duc în iad. Mor fără să creadă în Domnul Isus Hristos, mor respingând mesajul Evangheliei. Noi știm că va exista o zi a judecății în care Dumnezeu va despărți oile sale de capre. Așa că, până acum, vedem faptul că, pe de o parte, Dumnezeu nici nu i-a lăsat pe toți să se ducă în iad, pe de altă parte, vedem că nici nu i-a mântuit pe toți într-un mod eficient și mântuitor ceea ce ne lasă pe masă cu două posibilități. A treia posibilitate, Dumnezeu ar fi putut să ofere șansa mântuirii tuturor doar ca oportunitate potențială, doar ca un fel de masă pe care o pune înaintea umanității căzute și spune cine vrea să vină și să mănânce și să ia. Dar oferta este doar una potențială. Cu alte cuvinte, mântuirea poate să apară în viața unora sau mântuirea va fi o șansă pe care oamenii o vor respinge, poate chiar toți oamenii. Și dacă suntem unești cu, cu învățătura scripturii, și o să vedem lucrul ăsta puțin mai aprofundat, dacă asta ar fi fost modul în care Dumnezeu alegea să mântuiască oamenii căzuți, din umanitatea căzută, din umanitatea depravată în păcat, dacă mântuirea ar fi fost doar o șansă, doar o invitație potențială, niciun om n-ar fi mântuit astăzi. Niciunul. De ce? Pentru că nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Nu este niciunul care să și-l dorească pe Dumnezeu. Niciunul. Întrebarea este dacă noi credem că omul în starea lui păcătoasă este atât de rău precum Scriptura spune că este. Sau a patra opțiune, Dumnezeu, ca și suveran în lucrarea de mântuire, a intervenit într-un mod activ și eficient, lucrând activ în inimile celor pe care El a ales spre mântuire, într-un mod sigur și eficient, lucrând mântuirea în viața lor. În viața celor pe care el i-a ales, în viața celor pe care el i-a pus deoparte pentru el, ca să fie poporul său. Și conform învățăturii Scripturii, noi credem faptul că Dumnezeu și-a pus deoparte din masa asta de oameni un număr de aleși pe care îi mântuiește într-un mod eficient și sigur spre lauda slavei sale. O mare parte a evanghelicilor, a evanghelicilor nu acceptă ceea ce Scriptura afirmă. Și îmbrățișează poziția arminiană, conform căreia mântuirea este doar o șansă potențială, este doar o oportunitate pe care Dumnezeu o oferă într-un mod gratuit tuturor oamenilor, în același fel, dar depinde de oameni acum. Mântuirea e pusă înaintea lor, acum depinde de oameni. Fiecare e liber să aleagă. Și care vrea și vine, este mântuit. Așa că vă invit în continuare să vedem. Lacunele majore ale acestei poziții arminiene care îl acuză pe Dumnezeu de nedreptate pentru că el îi alege doar pe unii. În primul rând, acuzația că Dumnezeu este nedrept atunci când, sau dacă iar alege doar pe unii, demască o înțelegere eronată, o înțelegere proastă a atributelor lui Dumnezeu, care duce în cele din urmă la o caricaturizare din partea lor a doctrinei alegerii suverane. Reau ideile de mai devreme. A oferi milă cuiva nu are de a face niciun fel cu dreptatea lui Dumnezeu. Nu ai cum să pui, este o întrebare lipsită de logică. Dacă Dumnezeu arată milă, doar unora, Dumnezeu este nedrept. Asta este o, o presupoziție lipsită de, de orice fel de logică și de interpretare corect biblică. Pentru că dreptatea lui Dumnezeu nu are de-a face cu mila lui. În ce sens? Dumnezeu nu este drept dacă oferă sau nu oferă milă cuiva. El nu ne se prezintă în felul acesta. Pentru că Dumnezeu nu este dator să arate milă. Dreptatea lui Dumnezeu nu l oferă să arate milă. Și ca să înțelegem puțin mai bine, dacă te gândești la o curte de Judecată, sau cum îi spune, da, un tribunal. N-ar fi ciudat ca după proces, atunci când omul este găsit vinovat și când este condamnat la închisoare, să se ridice o astfel de obiecție. Nu! N-ai fost drept pentru că n-ai arătat milă! Dar eu nu sunt aici chemat să arăt milă și nu sunt obligat să arăt milă. Eu sunt chemat să fac dreptate. Nu mă poți acuza de nedreptate pentru că am aplicat dreptatea. Este lipsit de logică, este lipsit de sens. Dumnezeu este, rămâne drept și atunci când își exercită dreptatea în afara îndurării sale. La fel cum un judecător în instanță oferă criminalului dreptate și judecătorul acela rămâne în dreptate. Rămâne un judecător drept. Nu poate fi acuzat de compromis. De asta v-am întrebat mai devreme dacă sunteți de acord cu faptul că Dumnezeu ar fi putut să trimită toată umanitatea în iad, fără să fie nedrept în vreun fel. Că păi dacă Dumnezeu ar fi putut să ne trimită pe toți în iad, n-ar fi fost Dumnezeu nedrept că nu ne arăta milă? Nu. Asta meritam. Dumnezeu ne dă ce merităm. Dacă Dumnezeu dintre cei ce merg spre iad, din propria lui voință, pentru că iubesc calea înspre iad. Pentru că sunt îndrăgostiți de păcat. Pentru că ăsta e modul de viață pe care și-l doresc chiar și atunci când Dumnezeu le descoperă voia lui. E bine, dacă din masa asta de oameni care îl urăște pe Dumnezeu, Dumnezeu îi alege pe unii, după buna lui plăcere, ca să le ofere îndurare. În ce fel este Dumnezeu nedrept? În niciun fel. Și asta este răspunsul. Dumnezeu nu este nedrept în niciun fel. Pentru că nu face niciun fel de nedreptate pe cei pe care îi lasă să meargă pe drumul pe care ei înșiși îl doresc. Ar fi nedrept dacă le-ar oferi celor aleși ceea și ce ceea și ceilalți ar merita. Adică dacă are lege pe baza vreunui motiv care se află în oameni. Și atunci ea alege pe unii în timp ce și ceilalți ar merita să fie aleși. Dar nu asta e realitatea scripturii. Oamenii nu merită îndurarea lui Dumnezeu. Ei merită dreptatea lui Dumnezeu. Păi să mai face o confuzie pe care unii predicatori o folosesc ca un fel de sperietoare, ca să inducă în mintea credincioșilor, în inima credincioșilor, idei false, astfel încât să-i facă să respingă, pe baza unor argumente emoționale și nu biblice, doctrina alegerii. În mod clar și logic, dacă Dumnezeu din această masă de oameni care iubește păcatul și care se îndreaptă spre iad, în mod conștient, în mod voit, îi ia pe unii de acolo și îi pune deoparte pentru el însuși. În mod logic, înseamnă că Dumnezeu a hotărât ca pe ceilalți să-i lase să continue. Asta stă în hotărârea lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu, într-un mod voit, într-un mod conștient, I-a lăsat pe ceilalți să meargă în continuare pe drumul nebunieilor, pe drumul corupției lor morale, dacă înainte de întemeierea lumii Dumnezeu și alege poporul pe care să-l mântuiască, înseamnă că tot înainte de întemeierea lumii, înainte de veșnicii, Dumnezeu a hotărât ca ceilalți oameni să fie trecuți cu vederea, astfel încât să continue drumul lor și să meargă spre condamnare, să meargă spre iad. Într-un sens, predestinarea aceasta pare a fi dublă. Doar că dacă nu explici modul în care cele două hotărâri sunt diferite, total diferite în esența lor, da, vin oamenii și, și spun, vezi, înseamnă că Dumnezeu i-a predestinat și pe ceilalți spre iad. Într-un fel da, într-un fel nu. Trebuie să explicăm în ce fel sunt diferite cele două. Sunt unii predicatori care vin și acuză doctrinele Harului, prezentându-le distorsionat, inclusiv prin a spune că noi, Afirmăm că Dumnezeu predestinează spre iad, în același fel în care Dumnezeu predestinează spre mântuire pe aleșii săi. Dar acest lucru este cât se poate de fals. Dacă în cazul mântuirii aleșilor săi, Dumnezeu lucrează într-un mod activ, implicat într-un mod activ, provocând naștere din nou în viața lor, producând viață spirituală în interiorul lor astfel încât oamenii să devină capabili să-și dorească voia lui Dumnezeu, să iubească voia lui Dumnezeu, să se întoarcă din drumul lor, să se pocăiască, să creadă în Domnul Isus Hristos și Dumnezeu este implicat într-un mod activ în a produce toate lucrurile acestea. Atunci când vine vorba de cei pe care îi lasă să continue pe drumul lor, Dumnezeu nu lucrează într-un mod activ în viața lor păcatul. Dumnezeu nu lucrează într-un mod activ în viața lor împingându-i înspre iad în ceea ce îi privește pe cei păcătoși care se duc spre iad și care vor merge în iad și care ajung în iad, Dumnezeu doar îi trece cu vederea, lăsându-i să meargă pe calea pe care ei înșiși și-o doresc. Nu Dumnezeu îi împinge în iad, Dumnezeu doar îi lasă, le permite să continue pe drumul pe care ei înșiși îl doresc. Cu alte cuvinte, cauza alegerii celor mântuiți este în Dumnezeu și în lucrarea pe care Dumnezeu o face într-un mod activ. Însă, cauza condamnării celor care mor în necredință nu stă în Dumnezeu în niciun fel. Cauza condamnărilor stă în ei înșiși și în alegerile pe care ei le-au făcut. De asta, Apostolul Pavel spune Romani, capitolul 1 la versetul 20, și știu că am mai reluat aceste versete, de la crearea lumii, în sușirile lui invizibile, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui au fost percepute clar, fiind înțelese din ceea ce a fost creat, pentru ca ei să fie fără scuză, pentru că, deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au slăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, și astfel gândirea lor a devenit fără folos, iar mintea lor nesăbuită s-a întunecat. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției ca să urmeze poftele inimii lor, dezonorându-și astfel trupurile între ei și lista continuă. A, Dumnezeu nu îi împinge înspre, ca, înspre, păcat pe cei păcătoși. Dumnezeu nu creează păcat în inima lor, ci doar îi lasă să meargă pe calea pe care ei și-o doresc, lăsându-i în mintea voiei lor blestemate, să facă ceea ce ei și își doresc. Cei care mor nemântuiți și se duc în iad, nu se duc în iad pentru că Dumnezeu i-a predestinat să se ducă în iad. Dumnezeu nu-și dorește moartea păcătoșilor. Dumnezeu nu este un fel de maniac al chinului. Nici de cum. Dar Dumnezeu își găsește plăcerea în manifestarea dreptății sale. Dumnezeu își găsește plăcerea în dreptatea sa. Iar ceea ce merită cei ce merg în iad este manifestarea dreptății lui Dumnezeu. Păcătoșii ajung în iad nu pentru că Dumnezeu îi forțează înspre iad sau pentru că Dumnezeu ar lucra în mod activ păcatul în ei. O altă diferență fundamentală între cele două stă în faptul că alegerea spre mântuire are ca fundament harul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne alege pe noi, aleșii săi, în baza dreptății sale, de parcă noi am meritat să fim aleși. Dumnezeu ne alege în baza harului său și apoi, ca Dumnezeu însuși, asta este de fapt inima Evangheliei, să nu fie nedrept prin faptul că ne oferă nouă aleșilor săi ceea ce noi nu merităm pe baza vredniciei noastre. Dumnezeu își răscumpără dreptatea și își manifestă dreptatea prin faptul că El însuși plătește ceea ce noi trebuia să plătim în Fiul Său Iisus Hristos, astfel încât Dumnezeu să fie drept și în același timp să poată să socotească ca fiind drept pe Cel ce crede în Iisus Hristos. Așa că Dumnezeu nu poate să fie acuzat în niciun fel de nicio nedreptate. Și aici pentru cei care obiectează pe nedrept împotriva dreptății lui Dumnezeu, au de răspuns ei înșiși la o întrebare, de fapt. Asta e o întrebare de meditație, cel puțin. Dacă mântuirea ar fi doar o șansă pe care Dumnezeu o oferă oamenilor, doar o oportunitate, Dumnezeu doar o pune înaintea omenirii și cine vrea vrea, cine nu vrea, nu vrea. Gândiți-vă puțin. Oare nu este Dumnezeu nedrept prin faptul că oamenii nu au aceeași șansă? Dacă mântuirea este doar o șansă și asta crezi, oare Dumnezeu nu este nedrept prin faptul că. Există anumite triburi în care Evanghelia nu a ajuns? În ce fel nu este Dumnezeu nedrept acolo? Prin faptul că ție ți-a oferit șansa, prin faptul că ție ți-a oferit oportunitatea, dar altora nu le-a oferit-o. Atunci Dumnezeu nu mai este nedrept? Oare nu este Dumnezeu nedrept prin faptul că tu te-ai născut într-o țară în care ai auzit Evanghelia? Prin faptul că te-ai născut într-o familie de creștini, de pocăiți și poate de mic ai fost expus mesajului Evangheliei? În timp ce oameni din alte țări mor fără să fie auzit mesajul Evangheliei niciodată. De ce nu-i mântuie Dumnezeu eficient pe toți oamenii? Nu știm. Știm doar motivul pe care Scriptura ne-l dă. Dar în cele din urmă, să știm noi exact de ce Dumnezeu a luat decizia. Ca pe unii să ia să-i mântuiască și pe alții să-i treacă cu vederea și în ce fel s-a întâmplat lucrul acesta, în ce fel a plănuit Dumnezeu, nu știm. Ceea ce știm e faptul că Dumnezeu nu are nicio obligație față de cei care îl urăsc. Dumnezeu nu are nicio obligație față de cei care iubesc păcatul și care îi întorc spatele lui Dumnezeu decât obligația de a le răspunde cu dreptate. Și dreptatea stă în condamnarea lor la mânie veșnică. Ceea ce știm este că dintre cei care merită această condamnare, Ceea ce înseamnă că noi toți merităm această condamnare. Unii sunt mântuiți. De ce sunt unii mântuiți? Pe ce se bazează mântuirea lor? Răspunsul clar pe care îl oferă Sfânta Scriptură este acela că inițiativa mântuirii celor mântuiți nu a venit din om și nu poate să se nască din om întrucât omul în starea lui naturală este mort față de Dumnezeu, nu are niciun fel de înclinație înspre la lege pe Dumnezeu, înspre a l iubi pe Dumnezeu. Pavel spune în Efeseni 2, voi erați Morți în greșelile și în păcatele voastre, morți fără viață, fără putere. Dar există în versetul 4 un dar mare, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare. Datorită dragostei lui cu care ne-a iubit, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, cu toate că eram morți în greșelile noastre. I-a dus pe toți la viață? Nu. Dacă ar fi înviat pe toți la viață, în ciuda faptului că erau morți, astăzi toți am fi mântuiți. Dar nu sunt toți mântuiți. De obicei, oamenii explică mântuirea folosind această imagine. Să presupunem că ești într-o, sau imagine asemănătoare, într-o pădure și te plimbi și te mușcă o viperă. Și veninul este mortal și începi să te zbați și vine medicul. Și când vine medicul, tu încă mai miști așa puțin. N-ai murit de tot. Și medicul pregătește seringa cu uh, antidotul și uh, chiar bagă seringa da, în piciorul tău, în mâna ta, dar acum tu trebuie să apeși. Dacă apeși să intre antidotul, vei trăi. Dacă n-ai apăsat, tu ești vinovat. Dar nu aceasta este imaginea biblică a mântuirii. Oricum am dau -o la întors... Imaginea biblică a mântuirii este alta. Când medicul ajunge la fața locului, găsește doar niște oameni care au murit deja. Și din nou reiau această idee. În Sfânta Scriptură, cuvântul mort spiritual, mort față de Dumnezeu, înseamnă mort. De ce răspunde totuși la un moment dat omul? Pentru că există acel mare dar. Dar Dumnezeu. Acel punct în care Dumnezeu, prin puterea Sa creatoare de viață, scoate inima de piatră din viața păcătosului, pune înapoi o inimă de carne, o inimă locuită de Duhul Sfânt și din acel moment în care omul a fost adus la viață, omul începe să răspundă chemării lui Dumnezeu. Începe să-L iubească pe Dumnezeu, începe să-L urmeze pe Dumnezeu, să-L asculte pe Dumnezeu, datorită faptului că a fost adus la viață. Dumnezeu i-a dat o inimă nouă. Imaginea biblică nu este aceea că Dumnezeu a privit pe culoarul istoriei în timp și pentru că a văzut în tine o mică scânteie, o mică dorință spre deosebire de prietenul tău, Dumnezeu te ales din potrivă, tot ce a văzut Dumnezeu a fost o umanitate, o rasă întreagă de oameni care îl urăsc din toată ființa lor pe Dumnezeu. Și toți merită iadul, toți merită condamnarea și dintre acești morți, dintre acești vrăjmași, dintre acești dușmani care îl scuipă în față pe Dumnezeu, care nu vor să audă de mesajul luminii, Dumnezeu și-a pus deoparte pentru el pe unii. În ce bază? În baza bunei sale plăceri. Ca așa a vrut el. Ar fi putut să-i lase pe toți în condamnare, de el a vrut să-și arate gloria sa măreață prin faptul că i-a luat pe unii de acolo să-i mântuiască. De ce doar pe unii a ales să-i mântuiască într-un mod eficient și nu pe toți? În mod clar, nu pentru că am fost mai buni, mai predispuși la ascultare decât ceilalți. Și aleșii lui Dumnezeu erau la fel de morți ca ceilalți. Nu era nicio diferență între noi și ei. De ce au fost totuși aleși ei și nu ceilalți? De ce ai fost ales tu? De ce te-ai întors la Domnul tu și nu prietenul tău, bunicul tău, mama ta care s-a dus în iad? Dacă au murit în necredință și ca vrăjmași față de Dumnezeu? Singurul răspuns la care ne oferă acces Sfânta Scriptură este că Dumnezeu ne-a ales după buna plăcere a voii sale. Este singurul răspuns. Efeseni, capitolul 1, de la versetul 4. În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeirea Lumii, ca să fim sfinți și fără pată înaintea Lui, în dragoste. El ne-a predestinat pentru un fiere prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii sale spre lauda Harului Său slăvit pe care ne l-a arătat cu bunătate în prea iubitul Lui. Această bună plăcere a voii sale n-a avut nimic de a face cu ceva bun care locuia în noi. N-a avut nimic de a face cu vreo înclinație care era în noi și asta l-a determinat pe Dumnezeu să ne aleagă după bună plăcere a voii sale. Acum clar este întrebarea asta ce înseamnă bună plăcere a voii sale? Da, vedem că ăsta este răspunsul. Ce înseamnă buna plăcere a voiei lui Dumnezeu? Dacă vreți să vă răspund personal, răspunsul este acesta. Nu știu. Știu doar că e bună. Știu doar că e dreaptă. Știu doar că nimeni nu va putea îndrepta vreodată vreun deget împotriva lui Dumnezeu să-l acuze, să-l dovedească de nedreptate. Dar nu știu ce e buna plăcerea voiei sale. Știu că e sfântă. Știu că e curată. Ceea ce știm, însă, e faptul că el nu e nedrept în niciun fel. Întrebarea este aceasta: suntem chemați oare să explicăm fiecare tensiune aparentă din, dintr-un plan atât de măreț încât nu poate să fie cuprins de mintea noastră limitată? În mod clar că există realitatea aceasta, când Ființa creată și limitată. Este pusă față în față cu un plan atât de măreț, cu un plan atât de extraordinar, încât creierul la un dată se explodează încercând să cuprinzi toată bogăția aceasta. Suntem chemați să reușim să oferim explicații la fiecare tensiune pe care creierul nostru nu poate cuprinde. Atunci când ajungem la texte din Scriptură care afirmă niște. Adevăruri clare, dar pe care mintea noastră se pare că e prea, minte, prea, prea mică, prea limitată ca să poată să cuprindă întreaga bogăție care ne este prezentată în acel adevăr. Unde credeți că e problema? Problema credeți că este la revelația lui Dumnezeu? Este la ceea ce Dumnezeu ne vorbește? Sau mai degrabă problema are de-a face cu limitele pe care noi înșine le avem? Și pe care la un moment dat Dumnezeu nu ne cere să le trecem. Dumnezeu nu ne cere să înțelegem toate lucrurile ca am fi Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să ascultăm. Dumnezeu ne cheamă să acceptăm ceea ce El ne vorbește, chiar dacă uneori nu înțelegem. Adeseori cei care afirmă că doctrinele harului da, sunt un fel de cutiuțe teologice în care oamenii încearcă să-l bage pe Dumnezeu. Dar mai degrabă este exact invers. Doctrinele harului sunt cele care atunci când ajung la pasaj, atunci când ajung la adevăruri grele din Sfânta Scriptură, care depășesc uneori puterea noastră de înțelegere. Doctrinele harului sunt cele care spun, asta spune Scriptura, asta cred. Dar mă plec în smerenie, mă plec în umilință înaintea Sfintei Scripturi și înaintea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Dumnezeu îmi prezintă modul în care El operează, modul în care El a luat anumite decizii, care sunt prea prea bogate ca să pot eu să le cuprind în, în toată măreția lor, ceea ce eu fac este să mă plec în smerenie înaintea acestor taine, să mă pun pe genunchi afirmând ceea ce mi-a fost descoperit mie, cât mi-a fost descoperit mie și în același timp recunoscând în smerenie și în umilință că înțelepciunea lui Dumnezeu este mai bogată de puterea mea de înțelegere. Exact ca Apostolul Pavel, după ce trece prin doctrina mântuirii, în capitolul 11, la final, spune de la versetul 33, o adâncul bogăției, înțelepciunei și cunoașterii lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui, cât de neînțelese sunt căile lui. Era Apostolul Pavel care vorbea, și era mai bun teolog decât noi toți. A primit Evanghelia direct din, de la Domnul Isus Hristos, de, direct de la Sursă. Și el spune cât de nepătrunse sunt căile lui, cât de neînțelese sunt căile Domnului. Cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost făptuitorul lui? Cine i-a dat vreodată ceva ca el să trebuiască să-i dea înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Așa că atunci când ajung la această tensiune de a înțelege de ce Dumnezeu i-a ales doar pe unii și El îmi răspunde că a făcut lucrul acesta după buna plăcere a voiei sale. Nu mă voi apuca să fac tot felul de jonglerii filozofice, să încerc să explic ce înseamnă această bună plăcere a voiei sale cu explicații pe care nu le găsesc în Sfânta Scriptură. Doar ca să-L scot basma curată pe Dumnezeu. Că asta încearcă oamenii de multe ori. Hai, domnule, să-i luăm apărarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are cum să... Ba da, are cum pentru că asta îmi spune. A, că nu pot eu să explic, că nu pot eu să înțeleg toate nuanțele și tot gândul lui Dumnezeu și tot planul lui Dumnezeu. E normal să nu pot să fac asta. Întrebarea este, mă supun eu la ceea ce Dumnezeu mi-a descoperit? Și mi-este clar, și trebuie să spun mulțumesc, Doamne, mă supun și aștept ziua în care mă vei ajuta să înțeleg mai bine sau voi încerca eu să caut explicații în afara Scripturii ca să-L scot mai curată pe Dumnezeu. Apelând la filozofie, apelând la presupuneri că Dumnezeu cred că așa a făcut. De unde știi? Așa că fața unor astfel de adevăruri atât de bogate... Cred că trebuie să ne plecăm pe genunchi și să afirmăm ceea ce Apostolul Pavel a afirmat atunci când a vorbit despre doctrina alegerii suverane. În Romani, capitolul 9, de la versetul 19, el spune, mă vei întreba, deci, atunci de ce mai acuză? Și acum întreabă unii. Dacă așa stau lucrurile, la ce mai bagă de vină Dumnezeu? La ce mai acuză? Că cine se poate împotrivi voii lui? Dar mai degrabă, Cine ești tu, omule? Ca să te contrazici cu Dumnezeu. Oare cel modelat îi va spune celui ce l-a modelat de ce mai făcut așa? Oare nu are olarul dreptul ca din același bulgăre de lut să facă și un vas pentru țări deosebite, dar și unul pentru folosință obișnuită? Și ce dacă Dumnezeu, dorind să-și arate mânia și să-și facă cunoscută puterea, a avut răbdare cu cei ce erau vase ale mâniei sale, pregătite pentru distrugere? Și ce dacă el a făcut așa să-și facă cunoscută bogăția slavei sale peste niște vase ale îndurării pe care le pregătise mai dinainte pentru slavă? Sfânta Scriptură afirmă în Deuteronom 29 cu 29 faptul că Lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu și lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri. Există lucruri ascunse în doctrina alegerii, există lucruri ascunse în suveranitatea lui Dumnezeu și în modul în care El ține întreg Universul, în brațul lui puternic și în modul în care funcționează toate lucrurile și în modul în care toate se țin prin El, inclusiv mântuirea noastră. Există lucruri ascunse. Clar. Problema este că ele nu sunt ale noastre dacă sunt ascunse. Dumnezeu nu ne cere să explicăm ceea ce nu ne-a descoperit încă. Dumnezeu ne cere să manifestăm ascultare și încredere în El în momentele în care ne spune anumite lucruri, dar nu înțelegem cum. Ceea ce ne este descoperit însă, faptul că mântuirea nu stă în niciun fel în mine mântuirea ta nu stă în niciun fel în tine. Nu stă în niciun fel în decizia mea și în decizia ta. Nu stă în ceea ce Dumnezeu a prevăzut că eu voi face, că tu vei face. Mântuirea nici nu începe în momentul în care eu răspund mesajul Evangheliei cu credință și pocăință. Mântuirea mea, mântuirea ta a început înainte de veșnicie atunci când Dumnezeu a alcătuit un plan în sine însuși după buna plăcere a voiei sale. Așa că atunci când ne vom prezenta înaintea tronului, de judecata lui Dumnezeu Și se va pune întrebarea aceasta Iosif tu de ce ai fost mântuit Și bunicul tău n-a fost mântuit Nu știu ce ai răspunde tu Dar cu siguranță eu nu voi răspunde Pentru că Dumnezeu înainte de veșnicii A văzut în mine acel ceva Ce în bunicul meu n-a existat Pentru că eu am făcut primul pas și Dumnezeu pe restul, în timp ce bunicul meu nu l-a făcut. Pentru că eu am ales să cred, în timp ce el a ales să nu creadă. Dincolo de teologia biblică care mă învață că lucrurile nu stau așa, acesta este strict un răspuns personal. Cunoscându-mă pe mine și înclinațiile inimii mele cunoscând mi depravarea în care m-am născut și cunoscând harul lui Dumnezeu care s-a manifestat și dacă nu s-ar fi manifestat, vă spun, l-aș fi respins pe Dumnezeu. Nu l-aș fi iubit pe Dumnezeu. Nu l-aș iubi pe Dumnezeu. Chiar și acum când sunt mântuit și când sunt în harul său și el lucrează sfințire în mine, îmi văd încăpățânarea și dorința de a mă întoarce înapoi la băltoaca mea dacă n-ar fi harul care să mă tragă înapoi, dacă n-ar fi Duhul Sfânt care să mă oprească, spune Iosif, să lucreze pocăință, remușcare în mine, să mă aducă înapoi pe cale. Aș fi un om pierdut. Așa că cu siguranță voi răspunde din toată inima eu și nu el pentru că diferența dintre noi doi n-a fost făcută de ceva ce a fost în mine și n-a fost în el ci doar de Harul lui Dumnezeu care a luat inițiativa atunci când eram mort în păcatele mele și care m-a adus la viață împreună cu Iisus Hristos. Este singurul motiv pentru care am fost mântuit. Asta este revelația pe care mi-o descoperă Dumnezeu. Și tainele pe care nu le înțeleg încă. O să las pe Dumnezeu să mi le explice atunci când îl voi vedea pe El. Dar nu voi încerca să-L apăr eu însumi pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu are nevoie să fie apărat de mine. Ce măreață mântuire, nu? Și ce har măreț, cum am putea să nu ne smerim? Oricare ar fi nivelul convingerilor la care am ajuns în aspectele astea. Oricare ar fi măsura înțelegerii la care am ajuns în ce este doctrine atât de bogate. Atunci când vedem și înțelegem cât de măreț este Harul lui Dumnezeu, nu avem cum să nu ne plecăm în tăcere înaintea îndurării de care am avut parte fără să fi avut vreun merit, fără să fi fost într-un fel mai bun decât prietenul meu de la școală sau fratele meu sau rudele mele. Își ca în clipele ce ne stau în față în următoarele minute să facem grupuri de rugăciune de două, trei, patru persoane și să contemplăm puțin la la starea dezastroasă din care ne-a scos Dumnezeu, ne amintim cât de păcătoși eram, rătăceam cu toții ca niște oi, să contemplăm la ziua în care cel Dumnezeu, fără ca să am vreun merit, fără să am vreo vrednicie, a venit și a început să lucreze în mine în așa fel încât m-a adus în familia Lui. Și cu rugăciuni de mulțumire, cu rugăciuni de recunoștință, să ne plecăm înaintea Dumnezeului nostru.